viața să-mi fac cu succes. Bine, mama, mama. De unde veniți? Ia! De la mine, de la țară. Vă zice la mulți ani azi, nu vă zice? Bă, asta din punctul meu de vedere e o sărbătoare împrumutată. E împrumutată, asta zice. Ziua aia mea este pe 7-a-7-a. 7-a-7-a al RAC. Iulie, RAC. RAC, da. Da. Caramona. În aceea zi cu mine, da. Ești tot pe 7-a-7-a, da. Te rog să încep cu întrebările atunci, Ramona. Te rog. Ce vrei ce te-ar interesa? Vreau, eu știu că ai pus un pariu la un moment dat cu Minodora și a fost destul acum de... Acum mi-am pierdut eu mustața, nu? Da. Da. Eram la alt post concurent și la un moment dat Minodora a zis că face 10 ture de stadion. Așa. Eu când am auzit, m-am uitat așa la el, m-am mâncat ești gata, zic, ești prietena mea, nimic de spus, dar 10 ture... Păi eu zic, dacă fug o tură, strig, ajută. Așa. Și a zis, după ce a spart, da, fac. I-am zis că îi dau 500 de euro și dacă ea face 10 ture, îmi rad mustața în direct. Ha. Colegul nostru, așa, e vorba de Măruță, a zis că se bagă într-o ladă cu șerpi. Și am zis, băi, e nebunit. Mă bag, mă. Nici lui nu a venit să cred. Am ajuns pe stadion și a făcut 15 ture. Nu cred. Nu cred. În loc de 10, ba da, și a zis, după 10 a zis, acum numărat. Și zic, mă, mâncățești gătar, să are baterii. Nu-mi venea să cred. Și hop, mustața. Și da, am mers în emisiune. Bun. Și am promis, m-am ținut de cuvânt, am dat-o jos, mai bine. Acum o să fac un pariu să vedeți dacă pierd. Să mă tur și la chelie. Hai, vrei să facem un pariu? Eu oricum, ca să înțelegi, m-am mutat de lângă dragul meu Florin, pentru că nu vreau să mai stau lângă el. Asta e ideea, pentru că m-a necăjit. Ai văzut povestește din casă și tu faci la fel? Pe ce vrei să povestesc? Dacă stăteam cu în tine, general, spune... nu, în general despre prieteni. A spus ceva despre tine? Da. A vrut să te laude, n-ai înțeles. Asta e, asta e. Ai, a vrut să te laude. Dar n-a știut cum. Aia, și eu fraieră, nu m-am vrut. Dar acum puteți să faceți grupul mustăcioșilor fără mustăciu. Cu toți. Și, acum i-a crescut la loc. I-a crescut. I-a crescut la loc. Să vezi ce bătaie dau când oricum de multe ori când ne vedem. Frate, mine, ce să fac? E de bine. De la foarte bine în sus. Ziceți în America, acolo a fost o poză cu JR din Dallas. Era o poză, trebuie să fiu sincer, era o poză de carton, da. Era a de fost, carton. Unde s-a filmat? Serialul? Serialul, da. O parte din el, de acolo s-au inspirat. Am văzut... Foarte frumos. Vreau să spun că chiar mi-am dorit, că mi-au ce-am în minte, zic, mamă, eram amărât, dormeam pe sora mea, mă veleam cu fratele și ne uitam la televizor. Mamă, mâncați! Mamă, mâncăm mâine! A început la Dallas. Perea pe stradă! Așa era! S-au a început Dallas-ul! Eram și noi în fața blocului la fost. S-au zis, mămică, Dallas, Dallas! Începe Dallas! Veneau elicopterele, vine publicitatea! Asta era! Mai luăm o pauză, revenim!